Luni, lucrătorii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare au oprit în trafic pentru controlul un în autoturism înmatriculat în Franța. La volan era un tânăr de 20 de ani din județul vecin, iar în mașină s-au găsit 2800 de pachete cu țigări cu timbru duty free în valoare de aproximativ 33.000 de lei. Țigările au fost confiscate, iar mașina în valoare de 24.000 de lei folosită la transportul țigărilor a fost indisponibilizată până la finalizarea anchetei. Tot luni s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei Siret, structura pe. Fesichetul Marmației, pe sensul de intrare în țară, o femeie cu dublă cetățenie română și ucraineană, în vârstă de 43 de ani, pasager într-un microbuz, în bagaj avea 920 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, țigările au fost confiscate, iar femeia a primit o amendă de 6.000 de lei.